Cum știu sigur că Iisus este singura cale? Că nu există alte căi și alte moduri în care oamenii pot să ajungă la Dumnezeu. Și probabil că pentru cei mai mulți, cuvântul singura este problema. Este. Și ăsta e probabil cel mai dificil cuvânt din întrebarea aceasta. Dar haideți să citim câteva versete. Ioan 14, aici vorbește Iisus și spune, Iisus i-a răspuns, eu sunt calea. El nu a spus, eu sunt o cale. A spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Și apoi a continuat, a clarificat Iisus și a spus că nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Fapte 4:12 spune, în nimeni altul nu este mântuire, că nu este sub cer niciun alt nume. Am citit mai devreme, doar Iisus. După aceea spune, nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Nu este nici Maria, nu este nici Petru, nu este niciun sfânt, nu este absolut nimeni. Este doar Iisus Hristos. Practic, Iisus este singura cale pentru a ajunge la Tatăl. O să vorbesc un pic despre exclusivitate și inclusivitate. Dar vreau să vă spun ceva înainte. Nu vă blocați la singura. Haideți să ne bucurăm că este o cale de a ajunge la Tatăl și că Iisus ne-a descoperit-o. Haideți să facem asta și să ne bucurăm că Iisus ne-a descoperit această cale, dar vreau să vă gândiți la orice alt grup, la orice altă religie. Pentru că dacă studiem religiile, din religiile lumii, vedem că toate sunt exclusive. Dacă privim budismul sau islamul sau hinduismul, și probabil asta o să vă șocheze, inclusiv ateismul sau agnosticismul mai degrabă, toate sunt exclusive. Toate acestea exclud pe celelalte. Exclud pe celelalte, pentru că nu poți să spui sunt agnostic sau sunt ateu, dar cred în Dumnezeu. Nu? Nu poți să spui asta. Și, pe de altă parte, vreau să spun că creștinismul este cea mai inclusivă religie sau grupare. Peste tot în Biblie găsim fraze de genul oricine sau absolut oricine poate veni. Nu numai atât, dar creștinismul are cele mai puține reguli. Toate celelalte religii au foarte multe reguli. Creștinismul este singura religie care vine în fața noastră și ne spune nu trebuie să faci ceva. Toate celelalte religii ne cer sau cer să faci omul, îi cer omului să facă ceva ca să poată fi parte din acele religii. Creștinismul ne spune nu trebuie să faci nimic ca să fii creștin. Trebuie doar să crezi în Cel care a făcut deja totul. Trebuie să crezi pentru a fi creștin. Trebuie să crezi în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Trebuie să crezi că Dumnezeu Tatăl l-a trimis în lumea noastră pe Iisus Hristos pentru ca oricine crede în El. Vedeți cât de inclusiv este? Pentru ca oricine crede în El, nu oricine face, ci oricine crede în El să poată avea viață eternă. Așa că vreau să vorbesc despre asta și vreau să vedem ce se întâmplă cu oamenii care n-au auzit niciodată de Iisus. Ce se întâmplă cu oamenii care au trăit înainte de Iisus? E important. E important să avem răspunsuri la întrebările acestea, dar pentru a înțelege asta, cred că trebuie să înțelegem natura lui Dumnezeu. Avem nevoie să înțelegem caracterul lui Dumnezeu. Și sunt trei atribute a lui Dumnezeu despre care vreau să vorbesc astăzi ca să înțelegem de ce Iisus este singura cale spre Dumnezeu. Voi vorbi despre trei atribute și primul atribut este bunătatea. Psalmul 119, versetul 68 spune: Tu ești bun și faci bine. Tu ești bun și faci bine. Când te gândești la Dumnezeu, Dumnezeu e bun și face bine. Nu doar că e bun, și face bine. Că dacă doar face... Sunt oameni și noi suntem... Biblia spune că noi care suntem răi știm să dăm daruri bune. Nu? Deci poți fi rău și să faci lucruri bune. Dar Dumnezeu e și bun și face lucruri bune. Okay? Psalmul 86 spune: Fiindcă Tu, Stăpâne, ești bun și iertător. Doamne, ce mult am nevoie de iertarea Ta. Poate că și Tu. Doamne, Tu ești bun și iertător, bogat în îndurare față de toți cei ce Te cheamă. Toți cei ce Îl cheamă pe Dumnezeu beneficiază de iertare, de bunătatea lui Dumnezeu. Și vreau să vedeți din nou cât de inclusiv e creștinismul. Toți cei care Îl cheamă. Creștinismul este foarte inclusiv și probabil că cu toții vă amintiți jocul V-ați ascunselea. Câți dintre voi v-ați jucat asta când ați fost copii și după aceea v-ați jucat cu copiii voștri când ați crescut mari voi? Îmi amintesc că ne jucam cu Sofia și Alanis, ne ascundeam, bineînțeles că nu ne ascundeam în așa fel încât să nu ne poată găsi, ne ascundeam în așa fel încât să ne poată găsi și erau mititele și veneau și tati, tati, bineînțeles că nu răspundeam, dar eram poate după ușă sau într-un loc unde era ușor să ne găsească și când ne găseau așa se bucurau și erau în cerul al nouălea și când vreau să vă spun ceva legat de jocul ăsta, de a v-ați ascunselea, la care s-ar putea să nu vă fi gândit până acum. Pentru că când ne gândim la Dumnezeu, în Biblie spune și este foarte clar în Biblie, cine caută, ce face? Găsește. Ăsta e un principiu pe care Dumnezeu l-a stabilit. Cine caută, găsește. Dar noi, când ne raportăm la Dumnezeu, s-ar putea să ne gândim că noi trebuie să-L căutăm foarte mult. Adică Dumnezeu se ascunde foarte tare. Și omul trebuie să-L caute până nu mai știe unde să-L caute. Dar vreau să vă întreb. Când Adam și Eva au păcătuit, cine s-a ascuns? Nu Dumnezeu. Este? Ci Adam și Eva s-au ascuns.
în acest joc de a fața ascunselea cu raportat la Dumnezeu, omul este cel care se ascunde și Dumnezeu îl caută. Poate că tu te-ai ascuns de Dumnezeu. Dar atunci când noi ne jucăm cu copiii noștri de avați ascunselea, când ei se ascund, părinții, noi putem găsi pe copii. Da? Îi putem găsi ușor. Uneori se ascund și nu îi mai găsim, dar de cele mai multe ori îi găsim ușor. Când noi greșim, de multe ori ne ascundem de Dumnezeu. Și Dumnezeu vine și ne caută, El ne vede și ne vede și spune, unde ești? Și se uită la noi. Unde ești, Marin? Unde ești? Și îți spune numele. Pentru că Dumnezeu vrea părtășie cu tine. Dumnezeu e bun. El vrea să te ierte. Și atunci când Adam și Eva au păcătuit, priviți ce spune Luca 19, Fiul omului, și aici vorbește despre Iisus, Fiul omului a venit să caute. Nu a venit să fie căutat. Dragul meu, Dumnezeu te caută. Poate că ne urmărești prima oară online sau aici. Vreau să-ți spun, Dumnezeu te caută. Dumnezeu te caută, Fiul omului. Iisus a venit ca să te caute. A venit să caute, și aici e cuvântul din nou. El caută, nu se ascunde. El caută să caute și să mântuiască ce era pierdut. Datorită bunătății lui Dumnezeu, tu și cu mine, noi suntem astăzi găsiți. Fiecare dintre noi suntem căutați datorită bunătății lui Dumnezeu. Dar de ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu cei care n-au auzit de Dumnezeu? Dumnezeu li se descoperă. Personal. Ce se întâmplă cu cei care au trăit înainte de Iisus? Dumnezeu li s-a descoperit personal. Și haideți să vă arăt asta în Biblie. 1 Samuel 2, versetul 27 spune, un om al lui Dumnezeu a venit la Eli și i-a zis, așa vorbește Domnul, nu m-am descoperit eu clar familiei tatălui tău atunci când erau în Egipt, în casa lui Faraon? Dumnezeu nu s-a descoperit doar izraeliților. Dumnezeu s-a descoperit și egiptenilor. El se descoperă clar fiecarei persoane. Psalmul 98:2 spune, Domnul și-a făcut cunoscută mântuirea și a descoperit dreptatea înaintea ochilor neamurilor. Dacă vă amintiți, în Biblie este exemplul lui Corneliu, care îl căuta pe Dumnezeu. Și Dumnezeu într-o zi l-a trimis pe Petru la Corneliu acasă ca să îi vorbească despre Dumnezeu, să-l prezinte pe Iisus. Corneliu l-a primit pe Iisus, familia lui l-a descoperit pe Iisus, la fel cum Dumnezeu s-a prezentat în vechime, Dumnezeu se prezintă și astăzi oamenilor din jurul nostru și foarte mulți, foarte mulți musulmani, de exemplu, primesc vise și viziuni și se întorc la Dumnezeu cu miile datorită acelor vise, datorită acelor experiențe. Un tânăr dintr-o țară 99% musulmană povestea cum a fost antrenat în armata lor să facă două lucruri. Unul, să omoare fără sentimente și al doilea să creeze pașapoarte false. Astea două lucruri l-a învățat armata și timp de 7 ani
În fiecare noapte avea un vis despre Iisus, acest militar. La un moment dat a vorbit cu mama lui și a spus: uite, am visele astea, în fiecare noapte visez despre Iisus. Și mama lui a spus: trebuie să pleci din țară. Toți frații tăi sunt în armată, unul dintre ei este general. Dacă află că tu visezi despre Iisus, ăștia te omoară, fără sentimente, pentru că așa au fost antrenați să facă. A plecat din țară, s-a întâlnit acolo unde s-a dus, s-a întâlnit cu un om de afaceri care i-a vorbit despre Iisus, l-a primit pe Iisus în viața lui, a fost salvat și după o vreme s-a integrat într-o comunitate locală și după o vreme acest tânăr spune: cred că Dumnezeu mă cheamă să merg înapoi în țara mea, să le vorbesc cu oamenilor din țara mea despre Iisus. Și a spus: dar cum o să te întorci în țara ta? Și tânărul spune: păi, sunt specialist în pașapoarte false. Și în felul ăsta Dumnezeu a luat ceva ce a fost intenționat spre rău și a folosit înspre slava Lui, înspre bine. Și deci Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun. Al doilea atribut al lui Dumnezeu pe care avem nevoie să-L cunoaștem este dreptatea. Dreptatea. Dumnezeu este drept. Psalmul 7 spune: Dumnezeu este un judecător drept. Am vorbit despre vați ascunselea și am zis la un moment dat că poate este în acest joc un element la care nu v-ați gândit. Și Iisus în predica lui de pe munte a inclus aceste două cuvinte. Bine, el a zis mai multe: căutați și veți găsi, o zis primele, după aceea bateți și vi se va deschide, cereți și veți primi. Dar ne oprim la căutați și veți găsi. Pentru că oricine caută, oricine îl caută pe Dumnezeu, îl poate găsi. Oricine îl caută, îl poate găsi. Și vreau să vă citesc câteva versete. Primul verset, probabil că l-ați auzit undeva, pentru că este un verset destul de popular. Și versetul ăsta vorbește despre bunătatea lui Dumnezeu, dar cei mai mulți nu știu ce urmează, ce scrie în următoarele versete după acest verset. O să vă citesc Ieremia 29:11 și apoi citim următoarele două versete. Căci eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Planuri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Practic, astea sunt gândurile lui Dumnezeu pentru tine. Gânduri bune. Să-ți dea un viitor și o speranță. Apoi Ieremia 29:12-14 spune: mă veți chema și veți veni să vă rugați mie. Iar eu vă voi asculta. Ce promisiune incredibilă, nu? Mă veți chema și veți veni să vă rugați mie, iar eu vă voi asculta. Asta e o certitudine, nu știu dacă vă dați seama. Dumnezeu nu se joacă cu noi. Nu ne spune: mă veți chema, veți veni, vă veți ruga mie, dar eu nu o să vă ascult. Sau eu o să vă ascult, dar nu o să ne asculte. Nu! Dumnezeu când spune că va face ceva, va face. Și vreau să ai încredere în ceea ce spune Dumnezeu. Mă veți căuta și mă veți găsi.
Nu trebuie să-L cauți la infinit pe Dumnezeu? Îl găsești. Mă veți căuta și mă veți găsi când mă veți căuta din toată inima. Mă voi lăsa găsit de voi. Puteți să spuneți asta împreună cu mine? Mă voi lăsa găsit de voi. Și vreau să-i spui, Doamne, îți mulțumesc că te lași găsit de mine. Spune-i cu inima ta, pentru că Dumnezeu se lasă găsit de tine în orice circumstanță te afla, în orice nevoie, în orice moment al vieții tale ești. Vreau să știi că Dumnezeu se lasă găsit de tine și asta e speranța despre care am vorbit mai devreme. Am un viitor și o speranță că El ne ascultă rugăciunile, se lasă găsit de tine, de noi. Amin? Ăsta e Dumnezeul nostru. Deuteronom 4 spune, dar dacă de acolo îl vei căuta pe Domnul, Dumnezeul tău, îl vei găsi. De acolo, de oriunde ești tu, îl vei găsi. Dacă îl vei căuta din toată inima ta și din tot sufletul tău. Proverbe 8 spune, eu iubesc pe cei ce mă iubesc și cei ce mă caută cu ardoare mă vor găsi. Amin? Practic Dumnezeu spune, dacă mă căutați, mă veți găsi. Dragii mei, ascultați-mă cu atenție. Dumnezeu nu ar fi drept dacă nu ar da șansă egală fiecărei ființe umane ca să-L găsească. Dar pentru că Dumnezeu este drept, Dumnezeu se descoperă, Dumnezeu oferă șanse egale fiecărei persoane să-L aleagă. Dumnezeu nu poate să încalce liberul arbitru al omului, dar oferă fiecărui om posibilitatea de a-L alege, de a spune da lui Dumnezeu, de a-L urma, de a-L găsi pe Dumnezeu. Și cred că e un lucru foarte important pe care ai nevoie să-L înțelegi. Și astăzi vreau să știi, vreau să-ți spun că tu vei alege unde îți vei petrece eternitatea. Tu alegi unde îți vei petrece eternitatea. Dacă dintr-un accident, săptămâna viitoare vei muri, înseamnă că ți-ai ales. Ai ales unde îți vei petrece eternitatea. Fiecare persoană alege unde își petrece eternitatea. Un prinț care a trăit în anii 1800 cu numele Cabu din tribul Kru din Liberia, când a ajuns la vârsta de 14 ani, tribul lui a fost atacat de un alt trib și a fost cucerit. El, acest prinț, a fost luat captiv, a fost luat prizonier de tribul cuceritor și acest tânăr era legat în fiecare zi de un stâlp și dacă părinții lui nu aduceau cadouri, daruri pentru regele tribului respectiv, era bătut și era schingiuit cu bătăi groaznice. În fiecare lună, tatăl acestui prinț venea la regele tribului cuceritor și aducea daruri. La un moment dat i s-au terminat darurile, nu mai avea posibilitatea să aducă daruri și acest rege a început să-l bată pe Cabu, era legat de stâlp și era disperat, efectiv nu mai avea resurse.
Și atunci Cabu povestește că a strigat către Dumnezeu și a spus: Doamne, dacă ești real, te rog, ajută-mă! Și în momentul acela a văzut o lumină foarte puternică în fața lui și din acea lumină a auzit o voce care i-a spus: Cabu, fugi! În momentul acela i s-a desfăcut sfoara cu care a fost legat, a fost eliberat efectiv și a luat-o la fugă. A fugit în junglă după atâtea zile în care a fost înfometat și bătut, a avut energie și putere mai mare decât au avut urmăritorii lui, pentru că nu l-au putut prinde. A supraviețuit 2 săptămâni în junglă, a trăit cu melci și cu mango. Mango sună bine, melci nu știu exact cum i-a mâncat, dar probabil că l-au ținut în viață. Și după 2 săptămâni a reușit să iasă din junglă, mare lucru că a supraviețuit în cele 2 săptămâni prin junglă cu toate animalele sălbatice. A ieșit din junglă și din întâmplare a ajuns la ferma unui fost sclav din tribul lui, care îi cunoștea limba și a putut să vorbească pe limba lui, și acel om îl cunoștea pe Iisus. Îl a prezentat pe Iisus și în momentul acela el a zis: vreau să-l cunosc pe acest Iisus. Vreau să-l cunosc mai bine. Și acest sclav, care acum era proprietarul fermei respective, i-a spus: nouă ni l-a prezentat pe Iisus cineva din New York. I-a dat numele și el s-a dus la un port de unde plecau vapoare înspre New York. Imaginați-vă, în anii 1800, fără telefoane, fără toată tehnologia care există astăzi, acest Cabu s-a angajat pe vaporul acela ca să lucreze și s-a dus la New York. Când au ajuns acolo, a coborât, l-a căutat pe respectivul, l-a găsit, dar era într-o întâlnire de rugăciune și i-a spus să aștepte. În timp ce aștepta, Cabu a condus la Iisus 20 de oameni care treceau pe acolo. Doar în timpul acela. După aceea, a condus sute de oameni la Iisus. Aceștia la un moment dat au adunat bani pentru el ca să poată să meargă la școală și sute de misionari au plecat în Africa pentru că Cabu într-o zi a strigat către Dumnezeu. Nu-l cunoștea personal. A strigat către el și a spus: Doamne, dacă ești real, vreau să te cunosc. Dumnezeu i s-a descoperit în mod unic, supranatural. El și-a dedicat viața lui Iisus. Dumnezeu este drept. Oricine îl caută, el se lasă găsit. Amin? Oricine îl caută, Dumnezeu se lasă găsit. Deci am văzut că, în primul rând am văzut că Dumnezeu este, cum? Este bun. Apoi am văzut că Dumnezeu este drept. Și în al treilea rând, a treia caracteristică a lui Dumnezeu pe care noi avem nevoie să o înțelegem, ca să știm, să înțelegem de ce Iisus este singura cale, este că Dumnezeu este dragoste. Dragostea este al treilea atribut. Și Ioan 3:16 spune: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu. Pentru ca cine? Oricine. Oricine crede în El
Și din nou, vedeți cât de inclusivă este Biblia. Să nu piară, ci să aibă viață veșnică. C.S. Lewis spunea că oamenii sunt de două feluri. Primii care, sau unii care își pleacă genunchiul înaintea lui Dumnezeu și spun, Doamne, facă-se voia Ta. Și alții care nu își pleacă genunchii în fața lui Dumnezeu și atunci Dumnezeu le spune, facă-se voia Ta. Doar aceste două categorii de oameni. Și noi, când folosim cuvintele, folosim uneori cuvinte care au un singur înțeles, mai multe, două înțelesuri sau mai multe, sau folosim sinonime, nu? Acum noi, dacă luăm cuvântul dragoste, și vă spun că eu și cu Atena vă iubim. Este adevărat, vă iubim. Dar dacă v-aș spune și nu vreau să rănesc sentimentele nimănui, dar vreau să vă spun că pe Atena o iubesc diferit de cum vă iubesc pe voi. Și acum poate că unii dintre voi spuneți, slavă Domnului, pastorul, încă nu mă iubești la fel ca pe pastor Atena. Dar pe Atena o iubesc. Ok? O iubesc pe Atena. Pe voi vă iubesc, dar pe Atena o iubesc. Sunt două, e același cuvânt, este? Dar două feluri de iubire. Acum când vorbim despre dragostea lui Dumnezeu, este cu totul diferit. Este cu totul diferit. Când spun Dumnezeu te iubește, profunzimea dragostei lui Dumnezeu nu are asemănare pe pământ. Profunzimea cu care Dumnezeu te iubește trece dincolo de imaginația ta, trece dincolo de limitele tale, trece dincolo de orice ai putea tu să te gândești că ar însemna iubire. Dragostea lui Dumnezeu este mai profundă decât orice iubire care există în lume. Și așa de mult te iubește pe tine Dumnezeu. Cu acea dragoste care nici măcar nu ți-o poți imagina. Așa de mult te iubește Dumnezeu. Dacă eu vă iubesc și voi îmi respingeți iubirea, eu mă simt rănit pentru că am pierdut ceva. Dar dacă Dumnezeu ne iubește și noi îi respingem iubirea, El suferă pentru că noi am pierdut ceva. Asta-i dragostea pe care Dumnezeu o demonstrează față de noi. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este drept. Dumnezeu este bun. De aceea, Iisus este singura cale spre Dumnezeu. Nu există nicio altă cale care să te ducă la acest Dumnezeu bun, drept și iubitor. Doar Iisus Hristos. Și Biblia ne spune că El se descoperă fiecărei persoane. El oferă o șansă fiecărei persoane.
fiecărui suflet, oferă o șansă reală. Așa că, dragul meu, ascultă-mă, tu vei alege unde îți vei petrece eternitatea. Tu vei alege. Tu nu poți să-i spui lui Dumnezeu și nicio persoană nu poate să-i spună lui Dumnezeu mai respins. Și n-am putut să vin la tine pentru că m-ai respins. Dar Dumnezeu poate spune multor oameni mai respins. După mesajul de astăzi pe care l-ai auzit, nu mai ai nicio șansă să spui n-am știut că Dumnezeu mă iubește. Astăzi ai auzit. Astăzi știi că Dumnezeu te iubește. Știi că Dumnezeu te iubește și te iubește cum nimeni pe pământ nu poate să te iubească și tot ce ai de făcut este să accepți această iubire. Să accepți în inima ta, să-L accepți pe Iisus Hristos ca Domn și Salvator personal. Să-i spui cu toată inima și credința, Doamne, vreau să-mi pun credința mea în Tine, vreau să cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu și Salvatorul meu personal și îți predau Ție controlul vieții mele. Dacă Tu îi spui aceste lucruri lui Iisus cu toată credința, cu toată inima ta, intri pe cale, pe cale, numai una este, intri pe calea care este Iisus Hristos. Îi mulțumim pastorului Marin Bloș pentru acest mesaj. Ne bucurăm că urmărești canalul de YouTube al Bisericii Creștine Noua Generație, dar nu te opri aici. Intră și tu în familie, în familia noastră online extinsă. Alătură-te live în fiecare duminică și abonează-te la canal pentru a nu rata niciun video sau retransmisie live și împărtășește-le și cu prietenii tăi. Îți mulțumim că ne urmărești și fii binecuvântat!